Urs și Yamame la Europa FF împreună cu Cătălin Striblea. Bine ai venit, Cătălin. Bine te-am găsit. Auzi, nu putem să ne facem și noi un partid? Ce partid? Adică să nu ne mai numim radio, să ne numim partidul Europa FM. Ba da, cred că se poate orice. Da? N-ar fi mai bine? Zic. Adică s-ar mai... S-ar mări salariile. S-ar mări salariile sau... S-ar mări. Dacă am fi partidul Europa FM. Cred că ne-am mărit singur salariile. Dacă am avea putere de decizie, facem exact ca băieții ăștia. Întreb și eu, pentru că am auzit o știre ceva mai devreme, la 15, și știu că ai venit astăzi la rațiunea zilei să dezvolți subiectul. Da, se măresc, adică, mă rog, hai că încă e departe, dar există o propunere care ar putea duce la mărirea salariilor demnitarilor. A, auzim imediat despre ce este vorba. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Salutare! Salariile demnitarilor și primarilor ar putea să crească de la 1 noiembrie. Senatul a adoptat majorări la propunerea UDMR. Da, sunt două amendamente depuse de senatorii UDMR. Poate vă întrebați și cât e mărirea. Deci, încă o dată, la demnitar și la primari. Atenție! Ce zic? Se poate ajunge până la 2000 de lei. De ce? Pentru că ei, în fapt, spun că este vorba de o majorare odată cu majorarea salariului minim pe economie și pentru că, în ciuda majorărilor salariului minim pe economie, la demnitari și la primari, lucrul acesta nu s-ar fi întâmplat din 2019, când indemnizațiile astea și, mă rog, ce câștigau ei au fost plafonate, da? Deci toate au fost plafonate în 2019, după care salariul minim s-a majorat pentru toată lumea. Și, deși ar fi trebuit să se majoreze și lor, ele erau plafonate. Bun. Asta e explicația. Adică, de fapt, domnule, luăm ce e al nostru, nu-i chiar o mărire, ne dăm ceva ce... Ce au suferit destul, pentru că nu s-a aplicat atunci... Vreme de, iată, 3 ani, nu s-a aplicat mărirea, am suferit destul și, iată, din momentul acesta, e ca tot românul bugetar să ne dăm și niște salarii mai mari. Înțeleg că a fost propunerea UDMR-ului. Da, sigur, dar e cum, aici... Da. Mâna nu că au protestat alții. Da, adică... N-a țipat nimeni. A țipat, în schimb, USR. Culmea e că tot astăzi, Curtea Constituțională a aprobat o cerere a USR care spunea: dom'le, nu mai faceți majorări prin Parlament a unor salarii, în special de demnitari, primari și alte zone bugetare. Adică nu e ok să faci asta prin lege. Și să vină cineva și spună: facem lege și aici a mărit salariul lucutare. Nu. Astea trebuie făcute pe baza unor acte normative care stabilesc niște praguri, da? După care guvernul aplică în funcție de disponibilități aceste măriri. Și, mă rog, USR a avut câștig de cauză la Curtea Constituțională. Numai că până când vine decizia de la Curtea Constituțională și momentul cu pricina despre care vorbim, s-ar putea ca mărirea să producă. Bun, dacă ea nu va fi contestată din nou la Curtea Constituțională și așa mai departe. Sigur că acum, când are puterea, toată lumea își dă salarii, că na, așa o fi firea umană. Dar asta ne arată două lucruri. În ce privește salariile bugetarilor, în primul rând, care trebuie rezolvate. Salariul minim este un indicator pentru întreaga economie și trebuie dezlegat mecanismul prin care salariile bugetarilor și ale demnitarilor cresc în funcție de salariul minim. De fiecare dată când celor mai săraci și muncitori dintre români, cei care câștigă suma asta minimă, li se pun 100 de lei în plus, că vine cineva și zice: bă, 100 de lei, el acționează ca un indicator și la partea cealaltă a salariilor, adică la alea de sus, se mărește cu un procent mult mai mare, știi? Că se calculează funcție de procente. Și asta de la 2100 i-am crescut cu 100 de lei. Cât reprezintă 100 de lei? Atât. Bun. Și sus, la ăla care câștigă 10-20 de mii, cât reprezintă 100 aia de lei? Ea care reprezintă 400 de lei. Se poate face altfel? Da. E simplu. Salariul minim este un indicator pentru piața economică, pentru piața liberă, în primul rând,
Și zici, în momentul în care se mărește salariul minim, zici, băi, românii care muncesc nu au voie să câștige sub acest salariu minim, toată economia își trage salariile în sus și, evident, trage în sus și ultimele salarii din sistemul bugetar. Dar de ce în momentul în care tragi tu în sus salariul celui mai sărac care chiar are nevoie, pentru el 2100 sau 2300 de lei brut, cât sunt în momentul ăsta, când îi pui 100 aia de lei, pentru el are o semnificație mare. Păi am mai luat 100 de lei pe lângă 1300-1400 cât luam în mână, da? Pentru el are o importanță mare. Dar de ce în același timp tu să dai la capătul opus, tu să dai 500 de lei unuia care deja are 15.000 de lei? Pentru mine asta este... Ca să nu fie acuzat de socialism. Probabil de aia, știi, adică... Păi nu merge așa, pentru că trebuie să te uiți. Nu, sunt și niște grile de salarizare. Eu exagerez acum, că unele, astea salariile care mai pot crește, că multe salarii din sistemul bugetar, multă lume o să mă critique, dacă tu uiți pe mesaje, alea care sunt de top, de sus, sunt plafonate, la niște, cum sunt și astea. Deci cine a ajuns la nivelul de sus al grilei bugetare... Acolo rămâne. Acolo rămâne, indiferent de cât se aplică creșterea asta. Nu zic că o să crească la ea cu 1500, dar crește la ea cu 6000, 7000, știi? Pe aici. E un mecanism, dăm voie să folosesc cuvântul ăsta, pervers. Adică nu e obligatoriu să-l avem, că salariul minim e un indicator pentru economie și este o formulă de ajutor pentru românii care chiar au nevoie de chestiunea asta. Când deja ai ajuns la un nivel, aș zice că e o modalitate șmecheroasă prin care să profite toată lumea și toată lumea să tacă din gură. Și fiți atenți că vine un salariu minim european, da? Care ar putea să ducă acest salariu minim la 3.000 de lei în România, da? Păi, prieteni, când ai mărit la 3.000 de lei, ia gândește-te ce-i în partea aia alaltă, da? Adică nu trebuie să crească și domnii parlamentar, asta vreau să zic, și nici domnii primar, care, slavă domnului! O să vezi acum cereri pe mine să mă angajați pe salariu minim, știi? Dacă îți face salariu minim de 3.000 de lei, o să scrii acolo un CV ce-ți dorești. Vrei salariu minim? Da. Nu altul, ăla minim. Da, da, da. Sună foarte bine. E posibil. Orice posibil. În orice caz, eu sper, încă mă uit, că cel puțin majorarea asta poate să va fi din nou discutată, poate... Hai să vină domnul Ciolacu să o zică pe aia cu domnule, dar nu pot să zic eu parlamentarilor mei să stingă lumina. Vă rog eu frumos să vină și domnul Ciucă să zică supărat, noi. Ăia doi de la UDMR, ăia doi sunt vinovați, nu ăștia. UDMR-ul e vinovat întotdeauna. Chiar și acum. Asta am reținut. Mulțumesc, Cătălină, da, pentru comentarii. N-or fi știu să citească în limba română când au depus. Păi, exact, pe asta cred mizează. Cred că de numărat știu să numere în limba română. Toată lumea știe să numere, stai liniștit. Pe aceeași frecvență cu tine, Europa FM.